În România, efectele crizei sunt o consecință. Citesc încă o dată. Astăzi, guvernări de partid, foarte greu după 30 noiembrie, mai ales că este și o perioadă în care se constituie o majoritate, se investește un guvern în care nu vor fi luate măsuri practice în domeniul economic, dar Partidul Democrat Liberal are un program anticriză foarte realist, ceea ce promite Partidul Democrat Liberal se referă la trei paliere importante. La crearea locurilor de muncă reale, și acest lucru poate fi făcut datorită investițiilor în sectorul public, care înseamnă locuri de muncă reale, și alimentările cu apă, și canalizările cu fondurile europene, și infrastructura rutieră, și infrastructura din agricultură. Avem fondurile la dispoziție pe care trebuie să le transformăm în practică, în proiecte care să creeze locuri de muncă. Pentru acest lucru trebuie să-și asume și își va asuma Guvernul Partidului Democrat Liberal cofinanțarea proiectelor europene, pentru că știți că această cofinanțare nu este foarte mare. Un alt lucru, eficientizarea cheltuielilor publice. Este o măsură absolut obligatorie. Cele 244 de agenții sunt o risipă de bani publici. Iar o altă măsură, un alt palier, conlucrarea cu sistemul bancar pentru prevenirea blocării creditării. Din păcate, autoritățile române nu iau niciun fel de măsură de contracarare a efectelor crizei. Aceasta este o realitate pe care o trăim și din acest motiv vedem că lucrurile se precipită și nu suntem pe drumul cel bun. Poate e bine că în 30 noiembrie sunt alegeri, da? Deci chiar la sfârșitul acestei săptămâni, și sunt convinsă că după alegeri, după validarea alegerilor, trebuie imediat format un guvern care să-și asume măsuri anticriză pentru România. Va adânci criza perioada de după alegeri până la formarea unui nou guvern? Noi, Partidul Democrat Liberal, sperăm că nu. Sperăm că alegătorii își vor spune punctul de vedere și vor alege o majoritate astfel încât această criză să nu fie adâncită.